câinele cu clopoței. A fost odată un câine care mușca pe oricine se apropia destul de mult de el. Stăpânul lui a încercat să-l dreseze, dar nereușind, s-a gândit să-i agațe un clopoțel de gât pentru ca, atunci când se apropia, să poată fi auzit de toată lumea, iar oamenii să-și poată păzi picioarele. Câinele era foarte mândru de clinchetul clopoțelului, care îl urma pretutindeni și, pe deasupra, îi ținea pe oameni departe de el. Așa că deveni foarte încrezut. Își imagina că lumea îi făcea loc, fiindcă îl considera de viță nobilă. Mai trebuia doar să facă plecăciuni în fața lui. Un câine, mai bătrân, îl aduse cu picioarele pe pământ, spunându-i: "Clopoțelul ai primit din cauza răutății de care ai dat dovadă. Tu îi mușcai pe toți cei care se apropiau de tine, chiar dacă aceștia aveau intenții bune. Tu nu ai dovedit niciodată că ești prietenul cel mai bun al omului, în special al stăpânului tău, care îți dă mâncare, te îngrijește și te iubește. Nu ai de ce să te mândrești cu el." Câinele s-a rușinat foarte tare. Niciun alt câine nu mai avea la gât un clopoțel prins de curea. Niciun alt câine nu era atât de ocolit de toți precum era el. A simțit că vrea să fie la fel ca cei de seama lui și, lăsând capul în pământ, s-a dus la stăpân, spășit, cerându-și parcă iertare. Stăpânul a înțeles ce vrea și i-a luat clopoțelul de la gât. De atunci, doar pe oamenii răi nu îi lasă să se apropie de stăpân și de casă.